În această dimineață, la ora 8:05, pe drumul național 1H, la kilometru 55 plus 800 de metri, la intrare în localitatea Pericei, s-a produs un accident grav de circulație. Din primele verificări efectuate de polițiști la fața locului, a reieșit faptul că între două autoturisme conduse de doi bărbați de 22 și 30 de ani, care circulau din sensuri opuse, s-a produs o coliziune. În urma evenimentului, cei doi conducători auto din Șimleul Silvane și comuna Crasna au fost răniți grav și transportați cu ambulanța la unitate medicală. Șoferul de 22 de ani din Crasna a fost testat cu aparatul etilotez, rezultatul fiind negativ, iar celălalt conducător auto nu a putut fi testat din cauza leziunilor suferite, urmând să fie prelevate probe biologice. Poliția și continuă cercetările în vederea stabilirii cu exactitatea cauzelor și condițiilor în care s-a produs evenimentul rutier. Mulțumim persoanei anonime care a trimis imaginile la redacție. Dacă ați fost martorul unui eveniment, puteți trimite imaginile pe adresa de Facebook ZTV, e-mail zalotv@gmail.com sau pe WhatsApp pe numărul de telefon 0742073833, iar la 3 filmări veți primi un cadou personalizat ZTV, iar noi vă garantăm că nu vom divulga numele.